Nicușor Dan a fost găsit incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Edilul Capitale este acuzat că a îndeplinit numai puțin de 4 funcții de conducere în același timp, fără a avea mandat de reprezentare. Iar în momentul în care ocupa și funcția de director general al ALPAB în calitatea de primar, a suplimentat bugetul instituției cu 3 milioane de lei. Colega mea, Gabriela Mihai, ne aduce acum în direct mai multe detalii. Bun găsit, Gabi! Te urmăm! Bună dimineața! Agenția Națională de Integritate a sesizat parchetul general în cazul primarului Capitalei, Nicușor Dan. Sunt în cazul lui suspiciuni de abuz în serviciu și incompatibilitate. Agenția Națională de Integritate susține că a fost și o amendă pentru Nicușor Dan plătită de Primăria Generală și totodată că primarul Nicușor Dan a fost și director în 4 instituții în cadrul Primăriei Generale a Capitalei. Vedem așadar că este sesizarea făcută la parchetul general pentru abuz în serviciu și totodată și o amendă contravențională dată în cazul lui Nicușor Dan pentru persoană fizică, însă această amendă a fost plătită de Primăria Generală a Capitalei. Așadar, vedem totodată prin ceea ce comunică Agenția Națională de Integritate că în cazul lui Nicușor Dan, în perioada 7 august-7 septembrie 2021, acesta a exercitat simultan funcția de primar general, dar și funcția de director general al PAB și ne reamintim că la începutul în acea perioadă Nicușor Dan avea o problemă cu cei din conducerea al PAB care nu mai făceau curat în parcul Cismigiu, parc aflat lângă Primăria Generală a Capitalei și atunci Nicușor Dan a decis să preia atribuțiile de director general al PAB. Iată așadar că vedem aceste suspiciuni de incompatibilitate și de infracțiuni în cazul lui Nicușor Dan. A fost sesizat parchetul general. Așteptăm o reacție și din partea primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Gabi, îți mulțumim foarte mult!